în seara aceasta v-am provocat încă de la început să ne gândim cam ce facem noi pentru cauza lui Dumnezeu. Nu că am putea noi să facem mare lucru sau că am putea să ne câștigăm niște merite. Că oricât de mult am face, tot nimic nu facem în comparație cu ceea ce a făcut Dumnezeu deja pentru noi. Însă avem așa multe pretenții ca Dumnezeu să ne mântuiască prin harul Său, că El este bun, că El este generos, că L-a dat pe Fiul Său. Și lucrul ăsta este perfect adevărat. Însă în momentul în care mă uit la oamenii mari ai lui Dumnezeu, care au avut aceeași Evanghelie, am putut să observ că au înțeles-o un pic cam diferit de cum am înțeles-o noi. Când am început programul acesta, am procedat, cum zice proverbul din engleză, jump and build your wings on your way down, adică sari și construiește-ți aripile în cădere. Fără prea multe pregătiri am sunat pe băieți, na, ce ziceți, ne apucăm? Ne apucăm, hai să ne apucăm, fără afișe, fără prea multe anunțuri. Ne-a ajutat internetul de data asta, a fost mesagerul nostru și am zis, hai să trecem să facem ceva. Pentru că dacă tot stăm și tot ne pregătim și tot așteptăm momentul și tot încercăm să fie clipa potrivită, momentul potrivit, nu o să mai facem nimic niciodată. Și în perioada aceasta de vacanță, când majoritatea dintre noi suntem așa pe relaș, am zis, hai să mergem contra timp, dacă se poate, să facem ceva ce slujește nevoilor oamenilor, pentru că în concediu nu ne luăm vacanță de la credință, nu? Sau de la slujirea lui Dumnezeu. Asta trebuie să meargă în continuare, chiar dacă ne ducem undeva în natură sau la mare sau la munte sau în țări străine, slujirea trebuie să meargă înainte. Vă spuneam că, uitându-mă în Scriptură la oamenii mari ai lui Dumnezeu, care au fost chemați de Dumnezeu și noi zicem că suntem chemați de Dumnezeu, că avem chemare, că suntem biserică, suntem pastori, suntem prezbiteri, suntem orice și avem chemare. Știți ce am observat? Că toți cei care au fost chemați n-au vrut să fie chemați. Și știți ce mai observ? Că toți cei care se consideră mari chemați dau dovadă că de fapt își doresc lucrul ăsta doar pentru avantaje. Oamenii lui Dumnezeu, când au auzit de chemare, au zis, Doamne, nu, Ieremia, sunt un copil, Isaia, vai de mine, Doamne, te-am văzut, o să mor. Și profeții, când au avut teofaniile, descoperire din partea lui Dumnezeu, au zis, nu, Doamne, nu, trimite pe cine vrei, Moise, nu, nu, Doamne, până când Dumnezeu s-a supărat pe el și a zis, Moise, te duci, că așa spun eu. Și ceilalți chemați, unsul Domnului, chematul Domnului, membru în biserică, da, și până la urmă când te uiți la rezultate, îți dai seama că nu există nici spirit de sacrificiu, nici responsabilitate. Un exemplu la care mă gândesc acum este Sfântul Apostol Pavel, care a primit o chemare din partea lui Dumnezeu, în Fapte 16, este pasajul despre care vreau să amintim câteva lucruri și să extragem câteva idei. Spune că bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr din zi în zi. Dar de ce? Știți de ce? Pentru că nu-și luau pauză de la credință niciodată. De la părtășie nu-și luau pauză niciodată. Erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Păi când te gândești, mă, să venim până în 31 august în fiecare seară. Uite, hai să încercăm lucrul ăsta să vedem. Dar gândiți-vă că oamenii ăștia se duceau în fiecare zi la templu. Erau nelipsiți. Nu doar sâmbăta, nu doar duminica, nu doar vinerea, ci în fiecare zi. Aveau dorul acesta de a se întâlni unii cu alții. Apoi, spune că Duhul lui Iisus nu le-a dat voie să meargă în misia și să intre în Bitinia. Da, au ajuns în misia și se pregăteau să intre în Bitinia. Au trecut prin misia, s-au pogorât la Troa și noaptea Pavel a avut o vedenie și Duhul lui Dumnezeu i-a zis, treci în Macedonia și ajută-ne. Și după vedenia aceasta, Pavel merge în Macedonia și începe lucrarea bine de tot. Lidia, o negustoare de purpură, avea bani.
Deci cine era negustor de purpură, ăla avea bani. E ca și cum ai face comerț cu bijuterii, cu lucruri scumpe. Nu-și permitea oricine o haină de purpură. Asta o purtau împărații, nobilii, oamenii bogați. Ei, să faci comerț cu purpură însemna să ai bani. Și la prima predicare, femeia aceasta și cu prietenele ei ascultă Evanghelia, sunt cucerite de Evanghelie și se botează. Wow, ce fain e chemarea! Ai și succes în chemarea aceasta din partea lui Dumnezeu. Însă vine cealaltă parte, când trebuie să sacrifici și dai de greu, dai de greutăți. Și după succesul acesta, când Lidia se botează, Pavel începe să aibă numai bătăi de cap și probleme. Venea după ei o femeie demonizată, care avea un duh de ghicire, asta era un demon mai soft, așa, știți, nu? Era mai dus la mastere, la doctorate, nu făcea spume la gură, nu era necioplit. Știa să vorbească diplomatic, să mintă, să sucească și chiar să facă mișto. Da, că și asta este o chestie diavolească, să râzi așa pe sub mustăți și să faci mișto. Și asta s-a apucat să zică ea, ăștia slujitorii lui Dumnezeu, ascultați că vă predică cuvântul, cel mai tare predicator. Feriți-vă să vă facă reclamă dracu, e pericol. Oricât de frumos ar vorbi, tot el este. Și oricât de diplomat ar fi, tot el este. Chiar dacă nu te trântește de pământ și nu are niște manifestări din astea așa care să te înfioare, tot el este, să știți că știe să vorbească foarte frumos. Și dă dovadă și în pustie când l-a ispitit pe Iisus, nu s-a dus așa într-o manieră grosolană, a fost foarte, foarte bine pregătit. Chiar din Scriptură știe să citeze. Și în momentul ăla, Pavel, iritat, am eu nevoie să-mi facă mie reclamă o femeie demonizată. A certat duhul din ea și a ieșit. Și în momentul în care stăpânii ei au văzut că s-a dus nădejdea de câștig, au început să agite lucrurile, să îi agite pe cei din cetate, să spună, ăștia au venit să ne vestească niște lucruri de care noi nu avem nevoie, fac mare răzmeriță, strică rânduielile noastre. Păi ei, arestați-i. Și știți că e destul ca un prost să dea cu piatra în baltă, că după aia 100 de deștepți nu mai reușesc să astâmpere apele. Și cam așa a fost și atunci. Ăștia luați de val, ce se întâmplă? Hai mă să facem ordine, gata, îi arestăm. Și ce zice protocolul? Arestați, băgați în cătușe, în butuci, bătuți măr și după aia mai vedem noi dacă suntem vinovați sau nu. Nu? Cam așa se proceda. Și spune versetul 22 că norodul s-a ridicat împotriva lor, dregători au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat grijă temnicerului să-i păzească bine. Asta, vă dați seama, le-a mai dat și el vreo câteva, că așa se întâmplă, ăștia sunt foarte zeloși, așa. Să, mai ales că sunt frustrați cei care lucrează în zone din astea așa de căuzași mai periculoși. Și atunci nu erau drepturile omului, nu puteai să te plângi acum că n-ai aer condiționat în cameră și plasmă și chestii de genul ăsta. Și imaginați-vă șocul pe care l-a suferit Pavel și prietenul său Sila. Primește chemarea lui Dumnezeu, știa sigur de lucrul ăsta. A mers bine și deodată începe să aibă parte numai de necazuri. Știți ce constat eu foarte ciudat în chemarea noastră creștină și în lumea noastră creștină? Că noi cei chemați și mântuiți, de regulă, suntem doar binecuvântați. Noi nu avem necazuri, nu avem probleme, așa că ne mai îmbolnăvim, sau, dar să mai suferim pentru Hristos, să facem sacrificii. De multe ori condamnăm pe cei din islam, pe radicaliști. Bă, zice, uite, ăia se aruncă cu bombă pe ei și chiar copii fac lucruri de genul ăsta și se jertfesc pentru cauza lui Allah și pentru jihadul lor, vin, se aruncă în aer pentru o cauză. Bun, dacă ăla se aruncă pentru o cauză despre care el crede că este bună, da, deși este falsă, este greșită,
și este dispus să sară în aer pentru Allah. Întrebarea mea este, ce fac creștinii? Observați ce preocupări au creștinii până în Europa, până în lume, lumea creștină. Bisericile s-au transformat în cafenele, în restaurante. Nu mai știm cum să promovăm anormalitățile. Și dacă se întâmplă o blasfemie, creștinii stau liniștiți, că ei sunt în har. Ei sunt mântuiți. Ei nu au nicio... Cum să reacționeze ei? Cum să ia apărarea lui Hristos? Cum să iasă să vorbească despre Hristos? Că este prozelitism într-o lume din asta, dar la ea nu este prozelitism. Și observați cum ne eschivăm de la jertfă, de la necazuri, de la probleme care vin asociate cu Evanghelia, nu cele pe care le facem noi. Asta e din altă categorie. Și în felul ăsta apărem și noi ca niște pretendenți la mântuire. Însă Pavel și Sila au fost aruncați pe nedrept în temniță. Și în loc să fie nemulțumiți, frustrați, să cadă în depresie, să spună, Doamne, păi Tu ne-ai chemat, ce? Să facem aici, să luăm bătaie, să... Nu, au început să cânte. Știți ce am mai observat la oamenii ăștia chemați de Dumnezeu? Că pentru ei era o onoare să sufere pentru Hristos. Pentru noi este o mare problemă să gustăm confortul pe care ni-l oferă Hristos. Să mai merg eu la biserică, să mai fac și asta. Iar evanghelie. Nu mai. Și acum avem toate condițiile. În pandemie poate că ne mai frustram, că nu ne lasă să venim. Uite, acum avem voie să venim. Și acum oamenii nu mai sunt atât de interesați. Nu mai suntem atât de interesați. De ce? Pentru că am asociat de cele mai multe ori creștinismul mai mult cu triumful decât cu jertfa. Ori, dacă ne uităm la începuturile creștinismului, toți cei care intrau în biserica creștină știau că vor fi depositați de averi, că vor fi prigoniți, că vor fi bătuți, poate chiar omorâți. S-a modificat genetic creștinismul radical în toate bisericile. Nu mai vrem jertfa, nu mai vrem sacrificiu. Ne trebuie doar beneficiile. Și Pavel a început să cânte, bătut măr, vânătăi. Dați seama că ei dădeau, nu să jucau cu nuiele, cu... El poate sângera. Era amorțit de durere, cu picioarele în butuci și a început să cânte. Când l-ai lăudat ultima dată pe Dumnezeu? În cea mai mare suferință a ta. Da. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Făceau altarul de seară. Da? Erau acolo și făceau rugăciune. Și îl lăudau pe Dumnezeu că pot să dea mărturie chiar și prin suferința lor. Cei închiși îi ascultau. Să știți că nu există mai mare mărturie pentru Dumnezeu și pentru Evanghelie decât să fii puternic și plin de speranță atunci când ești lovit de viață. Când e bine, toți sunt super motivaționali, toți să te încurajezi, fii optimist, nu știu ce. Dar când e să fii în necaz, în suferință, lovit, trântit jos, nu prea să mai vin așa ușor frazele. Și în prosperitatea în care trăim noi, ar trebui să fim foarte fericiți. N-ar mai trebui să fim depresivi, sincer. Dar pentru că am uitat ce înseamnă creștinismul și credința, am ajuns aici. Pavel și Sila, bătuți, la miezul nopții, cântau și se rugau. Și oamenii ăștia ascultau, zice, bă,
cred că nu sunt puțin, nu sunt prea normal la cap. Dar dacă faci ceva neobișnuit, chiar dacă lumea te consideră ciudat, te respectă că măcar faci ceva ce nu face nimeni. Bă, o fi ciudați ăștia, dar mă, să fii bătut, măr, și să începi să cânți, e de pe altă planetă. Și au început să cânte. Și a venit cu tremurul. Și știți care este primul gând al infractorului, nu? Să evadeze. Și au zis, mă, nu plecăm de aici. Pentru că ceea ce am găsit aici, noi n-am mai găsit nicăieri. Dacă vrem cu adevărat să mai însemnăm ceva în lumea aceasta, cred că ar trebui să sacrificăm mai mult pe bune pentru Hristos și pentru cauza Lui. Să nu mai fim atât de comoși, atât de pretențioși, să-i cerem Lui Dumnezeu har, dă-le, Doamne, harul. Eu chiar mă gândesc serios, dragii mei, în comparație cu Moise, în comparație cu Ilie, în comparație cu Sfântul Apostol Pavel, cu toți cei care s-au dus și au făcut misiune, au fost bătuți și mergeau mii de kilometri cu corabia, amenințați de tâlhari, de primejdii, de tot felul. Și nu știau dacă să mai întorc înapoi. Și ăștia, când o să fie acolo să ne povestim experiențele, nu știu cum o să dăm obrazul cu ei. O să vină Pavel să mă întrebe, tu ce ai făcut pentru Hristos? Bă, am stat și eu în confort, în avantgardă, am avut condiții de nu știu câte stele, a fost bine, a fost pace, n-am avut război, am avut drepturile omului, m-a protejat întotdeauna, nu, n-am avut nicio problemă. Dacă era ceva, sesizam autoritățile și eram sub protecție. Și, da, am mai stat acasă, am mai dormit, da, știi cum e. E cumplit, dacă stai să te gândești serios. Dacă o iei așa pe panta asta triumfalistă, e foarte confortabil și foarte fain. Însă, gândiți-vă, cu ce ne deosebim noi? Adică, ce ne recomandă pentru cer, pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru mântuire? Ce ne recomandă? Vă specific încă o dată, toți oamenii ăștia au fost mântuiți prin har. Dar n-au înțeles harul așa cum îl înțelegem noi. Adică să nu facem mai nimic și doar să pretindem bunătatea și mântuirea lui Dumnezeu. Și atunci, când au văzut ceilalți despre ce este vorba, a venit și temnicierul ăsta, a vrut să omoare. Și putea să zică Pavel, aruncă-te în sabie, că așa trebuie, vezi că te bate Dumnezeu. Te-ai atins de noi unșii lui, chemații lui, să că vezi tu, nu știi cu cine te pui. Dar n-a făcut așa, a zis, stop, stai. Suntem toți aici. Și în momentul ăla, cucerit de îndrăzneala lui și de franchețea cu care a abordat această situație tensionată, noi nu avem curaj să înfruntăm situațiile dificile și să comunicăm corect lucrurile. Ne este teamă de conflict, ne este teamă să comunicăm până la capăt ceea ce simțim și asta ne face să avem niște relații superficiale. Și din cauza asta trăim într-un conflict din ăsta mascat și totul e frumos, tot zâmbim, tot venim la biserică, pacea Domnului, dar azi numai bombe peste tot. Calci pe teren minat. Șerpăria e la ea acasă. De ce? Pentru că nu mai vrem să suferim nimic pentru Hristos. Rezultatul cunoașteți și voi. Temnicierul a zis, așa ceva n-am mai auzit în viața mea. Poate că am auzit de creștini, dar să văd unul autentic, nu s-a întâmplat. Uite, voi sunteți, veniți la mine acasă, sunteți, uite, eu vă leg rănile, îmi pare rău pentru ceea ce v-am făcut. Și vă rog, spuneți-mi și mie de ce cu Evanghelia asta și din ce stratosferă vine, că sunt și eu interesat să văd. Creștinismul, să știți că este despre lucruri extraordinare. Dacă rămânem la alea ordinare, obișnuite, zice Hristos, păi dacă vă pupați doar ăștia care vă înțelegeți bine, ce mari lucruri faceți? Nu așa fac și păgânii. Exact așa fac. Să ceartă, întorc rău pentru rău, da, apreciază binele cu bine, dar și n-ați făcut nimic extraordinar. Deci dacă vreți să faceți ceva extraordinar, suferiți pedeapsa lui Dumnezeu,
suferiți necazurile, suferiți prigonirea, suferiți batjocura, ca să fiți extraordinari. Și după ce au vestit cuvântul, omul care i-a persecutat și i-a bătut a fost botezat. Despre asta este creștinismul. Restul, tinichele. Începând de după imperialismul acela de până secolul 3-4, când biserica a început să devină oficială, să fie recunoscută de stat, să... din momentul ăla a intrat cancerul în creștinism. Și a mai existat în enclave mici de credincioși, prin toate bisericile, alții până munți, până nu știu unde au mai fost. Dar, per ansamblu, creștinismul s-a infectat. Și dacă vrem să-l cunoaștem, ne uităm aici în Scriptură. Pentru că l-am deformat atât de tare și credem că ăsta pe care l-avem noi este cel mai bun. Dar s-ar putea să avem o mare surpriză. Și aș vrea să rămânem cu întrebarea aceasta în seara aceasta. Ce faci tu pentru Hristos? Ce sacrifici tu pentru Hristos? Și ia să ne fie un ecou și să ne întrebăm serios fiecare dintre noi. Și să nu ne mai mințim că noi slujim lui Dumnezeu, că suntem chemați, că facem, că dregem. Nu facem nimic. Uitați-vă la Pavel, uitați-vă la Moise, uitați-vă la Ilie. Și după aia mai vorbiți. Nu aș vrea să înțelegeți că am ceva cu voi. În primul rând am cu mine. Sunt supărat pe mine și îmi dau seama că de multe ori tai frunze la câini în comparație cu oamenii lui Dumnezeu care au murit, care au suferit, care au stat ani de zile în pușcării pentru cuvântul lui Dumnezeu. Rămâne această întrebare. Ce faci tu pentru Hristos și pentru cauza Lui? Amin.